Bună seara, bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr. Punctul muzeal de la Parța a fost inaugurat. Aici timișenii și turiștii vor putea admira o replică a sanctuarului neolitic descoperit în zonă pe malul râului Timiș în anii 70. Muzeul va găzdui expoziții cu vestigii arheologice, iar intrarea va fi contra cost, spun autoritățile județene. Așa a arătat așezarea neolitică descoperită la Parța. O replică a acesteia a fost adusă la punctul muzeal din localitate. După aproape 4 ani în care a fost proiectat și executat acest muzeu, putem spune că am trecut peste toate impedimentele ivite și datorită pandemiei și datorită conflictului din țara vecină și am reușit să facem astfel loc pentru sanctuar, care momentan se află într-un spațiu de depozitare la Muzeul Banatului. Pe lângă sanctuar, la Parța vor fi expoziții legate de săpăturile arheologice din zonă și o bază de cercetare pentru cei care doresc să mai facă săpături pe sit, doar o mică parte fiind descoperită până în prezent. Cel care a descoperit sanctuarul în anii 70 povestește cum a fost construită așezarea acum 5.000 de ani. Este o stațiune deosebită, ca să încep cu cum a ajuns să se dezvolte. Pe parcurs a 7 etape de evoluție, începând la 5600 și apoi continuă mai târziu, cele mai vechi erau, până în epoca cuprului, în centrul stațiunii, acolo, în cea de-a doua fază de locuire, au făcut un prim sanctuar. După o vreme a fost așezarea incendiată și atunci au făcut un sistem de apărare. Lucrările la muzeu au început în octombrie 2021, iar investiția a trecut de 400.000 de euro. Autoritățile vor și să conecteze Parța cu pista de biciclete de pe digul canalului Bega. Traseul ar putea începe de la Sân Mihai Român și va putea continua spre Ceacova, Banloc și Mănăstirea de la Partoș. Care sunt ingredientele pentru un weekend de poveste? Un sat bănățean ascuns printre păduri și dealuri, mor de apă și multă mâncare gătită de gospodine desăvârșite. Asta au trăit mai mulți turiști de la Rudăria Neftimie Murgu din Careaș Severin, unde s-a organizat un brunch tradițional. Brunchul a avut loc în gospodăria familiei Craia. Maria și Remu s-au trezit dis de dimineață și s-au apucat de treabă. După multe ore de muncă, masa a fost gata, iar turiștii nu s-au lăsat așteptați. Vom merge să gustăm din fiecare de ceva și liniștit vă puteți bucura de tot ce e aici. Vă invităm să vă simțiți bine. Din orice regăsiți aici, să vă stăm la dispoziție cu detalii și vă îndemnăm să profitați de tot. Mai ales că sunt denumiri mai... Da, să ne întrebați, noi suntem cu răspunsurile la noi. După un adevărat festin, iubitorii de natură au fost invitați la o plimbare prin sat, unde au vizitat și morile de apă din Rudăria. Evenimentul a fost organizat de Asociația Mai Banat în parteneriat cu Asociația Acasă în Banat și Primăria Eftimie Murgu.
Concertele Orchestrei Naționale a Franței, premieră de balet Giselle, prezența dirijorilor Cristian Măcelaru și Gabriel Beleșan sunt doar câteva dintre vârfurile Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, care va fi organizat de Opera Națională Română și Filarmonica Banatul. Festivalul Timișoara Muzicală are loc în perioada 5 mai-2 iunie, însă și deschiderea festivalului se anunță a fi un eveniment special prin concertul vocal simfonic extraordinar cu cantata Carmina Burana de Karl Orff, ocazie cu care vor urca pe podiumul de concert corurile și orchestrele celor două instituții muzicale ale orașului. Premiera de balet Giselle de Adolfo Charles Adam va avea loc duminică 7 mai la ora 18 în sala operei, sub bagheta maestrului Ciprian Teodorașcu și în regia și coreografia lui Ovidiu Matei Iancu, după coreografia clasică a lui Marius Petipa cu scenografia Adrianei Urmuzescu. Una dintre cele mai îndrăgite producții ale operei, opereta Băba la Savoi de Paul Abraham, în regia și coreografia lui Răzvan Mazilu și cu scenografia lui Dragoș Buhagiar, va putea fi urmărită miercuri 17 mai de la ora 19, tot în sala operei. Secțiunea lirică mai include titluri reprezentative din creația verdiană și puciniană, Rigoletto și Nabucco, respectiv Turandot, spectacole care beneficiază de participarea extraordinară a unor artiști invitați din țară și din străinătate. Orchestra de tineret a Uniunii Europene este un alt punct important pe agenda acestei ediții a Festivalului Timișoara Muzicală. Ansamblul va urca pe scena Sălii Capitol în 17 mai de la ora 19. Festivalul Timișoara Muzicală se află la ediția cu numărul 47. Știrile se opresc aici, eu vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi, urmează sport și datele despre vreme. Nu uitați că ne puteți urmări live de luni până vineri de la ora 18 pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. O seară excelentă tuturor! La revedere! Echipa de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara va juca din nou la barajul pentru menținere promovare în Liga Zimbrilor. Meciul din etapa a 25-a a fost pierdut la limită 29-30 cu una dintre fruntașele clasamentului CSM Constanța. La pauză, albioleții conduceau surprinzător cu 15-10. Dobrogenii au înscris golul victoriei cu câteva secunde înainte de final prin Ravnici. Golgheterii Politehnici au fost Strif 6 goluri și Sadoveac 4. În clasament, Poli este pe locul 12 cu 23 de puncte. Prima echipă situată de asupra zonei de implicații la retrogradare, HC Buzău, locul 10, are cu 4 puncte mai mult. Mai este o singură etapă de jucat, astfel încât timișorenii nu mai pot evita barajul. În 6 mai, Poli va evolua în deplasare cu CSM Bacău, echipa aflată în lupta pentru salvarea directă de la retrogradare. Mai avem o etapă la Bacău, dar nu mai avem șanse să mergem. Am sperat până ultimul moment. Cred că atât eu și colegii mei, cât și jucători au făcut tot ce a ținut de... Am făcut tot ce a ținut de noi ca să evităm acest baraj. Din păcate, anul ăsta nu am reușit. Lider detașat cu victorii pe linie în cele 24 de meciuri jucate este campioana în titră Dinamo București, care a câștigat matematic titlul și în acest sezon. Între 5 și 6 grade Celsius vor indica termometrele timișorenilor la noapte. Cerul va fi mai mulnoros și vântul va sufla ușor. Mâine nu vor fi mai mult de 13 grade Celsius. Cerul va fi variabil și vântul se va înteți puțin. La Lugoj urmează o noapte cu cer parțial noros și o minimă de 6 grade Celsius. Starea cerului nu se schimbă nici mâine, iar termometrele vor indica maximum 13 grade Celsius. La Buziaș, la noapte, se vor înregistra 4-5 grade Celsius și cerul va fi parțial senin. Vântul va sufla slab. Mâine cerul va fi mai mult noros, maxima va fi de 13 grade și vântul mai prinde putere. Cer parțial senin, vânt de la slab la moderat și 7 grade Celsius. Acesta este scenariul termic pentru noaptea ce urmează la Jimbolia. Mâine se înorează destul de mult, nici vântul nu va scădea în intensitate și maxima va fi de 13 grade. La Sân Nicolau Mare, noaptea aduce minime de 6-7 grade Celsius și cer parțial senin. Mâine vor fi maximum 13 grade, cerul va fi parțial noros și vântul prinde putere. We'll be right back.
Cardul de energie este un ajutor cu care se pot plăti facturile la utilități. Pensionarii, pensionarii cu invaliditate, persoanele care beneficiază de ajutor social și persoanele cu handicap, toți cu venituri mai mici de 2000 de lei pe lună, sunt printre cei 4 milioane de beneficiari ai acestui card. Plata se realizează la orice oficiu poștal, direct la poștaș sau online. Apoi veți primi dovada plății și soldul rămas. Media venitului lunar pe membru de familie nu poate depăși 2000 de lei. Mai multe informații pe site-ul mfe.gov.ro sau la telefon 031 9966. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stănciu sunt. Astăzi la istoria fotbalului, episodul 5, cu domnul profesor Ion Veionescu, din acest al treilea sezon al emisiunilor despre cariera domniei sale. Domn profesor, bine v-am regăsit. Am rămas la Corvinu Hunedoara, suntem în 91 pe final de campionat, când are loc un meci foarte important pentru titlul național, în penultima etapă. Da. Corvinu, Universitatea Craiova. Craiova era în luptă pentru titlu cu Steaua și avea nevoie mare de victorie și s-a pregătit un blat, din câte am înțeles. Dumneavoastră v-ați opus și a fost un scandal, ați fost suspendat. Vă rog să ne povestiți. Deci, da, aveam un palmares bun în campionatul ăla. Cu un golgete făcut de echipă, Hanganu, prin el însuși, cu câțiva jucători rămași din vechea generație, Gabor, Nicșa, dar. Și aveam un parcurs bun. Nu pierdusem niciun meci, mi se pare, acasă. Era un campionat spre final bun, dar apare un meci de care depindea campionatul. La Hunedoara, meci cu Craiova, care se lupta pentru titlul cu Steaua. Dacă bătea Craiova la Hunedoara... Mai avea un meci în ultima etapă acasă cu Inter Sibiu, care da, l-a și câștigat. Câștiga campionatul. Da. Înaintea meciului cu Craiova, proprii mei conducători, nu le dau numele, buni conducători, au venit la mine acasă, înainte cu trei zile de meci, dimineața la 6, poc, dar domnule, ce vezi? Domn profesor, vezi, nu vezi, noi vindem meciul. De duminică cu Craiova. Măi Ioane, zic, eu nu sunt de acord. Vorbiți de Socol. Nu sunt de acord, măi Ioane. Vezi, nu vezi, noi îl vindem. Bine. Și apoi au plecat. Au venit peste două ore. Mai blindați ca și efectiv. Cu încă un conducător, director general. Domn profesor, ne-am hotărât. Noi am luat banii, îl vindem și nu mai avem ce face. Măi, dacă voi vindeți, eu am plecat. Vă salut și m-am mutat. Și în acea zi, era vinerea meciului de duminică cu Craiova, în acea zi am dat o declarație scrisă clubului că demisionez din cauza și am nominalizat dorinței de a ceda meciul contra sumei Craiovei. Am făcut aceeași memoriu la Federație, lui Mircea Sandu. L-am sunat pe Mircea Sandu. Deci,
Ați anunțat federația înainte de meci că va fi... Vine înaintea meciului cu două zile. I-am prieten cu Mircea de la Sportul. Mircea, vezi că ăștia tântesc meciul. Eu nu stau la meciul ăsta. Vă dau, îmi dau demisia. Domn profesor, stați, nu plecați, că o să vă suspendăm și pe dumneavoastră. Nu, eu plec, nu vând meciul. Stați că-l trimit pe Cașai, observator, și atunci sunteți păzit. Nu, domnule, nu stau. Și am plecat. Am plecat acasă. N-ați stat pe bancă la meci? Nici vorbă, plecasem cu două zile înainte. Am dat și la ziar. Am vorbit cu Laurențiu Dumitrescu. Măi, da, bagă-mi... un mare ziarist. Nu știu dacă mai trăiește. Nu știu. Măi, Laurențiu, bagă-mi articolul ăsta. Declarația mea, mot-a-mo. Mi-a dat la ziar, că era și el un rebel. Mi-a dat la ziar. Deci eu eram acoperit complet, sâmbătă. Eram cu federația anunțat, cu presa anunțat, cu clubul anunțat, înscris. Anunțat peste tot că plec din cauza vânzării meciului pe care îl face conducerea și am nominalizat cine vinde meciul. Nu se putea altfel. Și am plecat. M-a dus un jucător la gară, la Deva, Uleșan. Uleșan, care a jucat și la Poli. După da, după aia l-am adus aici. A spus, domn profesor, noi nu avem ce face. Ne-a chemat din cantonament, ne-a spus, noi ce să facem? Că ei ne dau salariul din combinat. Bine, mă, eu am plecat, vindeți-l. Și am plecat, au vândut. 2-1. A fost un meci care i-a huiduit întreg stadionul și culmea răutății și maleficului a fost că înaintea meciului, cu un minut, se transmiteau toate meciurile, președintele clubului cere audiență la radio, am să vă anunț un anunț de maximă importanță. Înaintea acestui meci, antrenorul principal și îmi dă numele, a părăsit echipa. Prin asta considerăm că a slăbit echipa, că nu mai avem forțe să câștigăm, ca să vezi cum a pus-o. Domnule, Caragiale. Profesionist în vânzarea de meciuri, așa ceva, să mă acuze pe mine că prin plecarea mea a slăbit echipa. Când ei slăbise echipa prin vânzare de meci. Da, parcă 2-0. Domnule, s-a terminat. Am dezvoltat puțin subiectul, pentru că asta era ambianța pe atunci. Lumea trebuie să știe că nu mai are parte de asemenea. Da. Deja era, nu mai era campionatul împărțit între Steaua și Dinamo ca în anii 80. Nu. Era deja cooperativa. Începea cooperativa. Domnule, era fotbal autonom, independent. Fiecare vindea unde putea. Nu mai puteai vinde Dinamo Steaua pentru că se dizolvase prin revoluție. Dar vindeai unde puteai. De aceea și universitatea... Cooperativele înființate după Revoluție, de cine? Păi, eu știu, Jean Pădurean, nu? Erau câteva cooperative bine organizate. Voi la voi, noi la noi. Da. Cu antrenorii în frunte, vom avea victorii multe. Și a ținut o perioadă de câțiva ani. Câțiva ani buni. Înțelegerea asta. Aproape anii 90 de au fost... reciprocități se chema. Da, reciprocități. Cu antrenori care erau specialiști în asta. Știu că a venit unul aici, Dinamo. Dinamo, da. Am făcut 0-0 cu Dinamo după. Da, vorbim în 92, primăvara. Deci, dar a fost blat, așa-i? Nu, n-a fost nu, blat. Nu, pentru că... Așa ziceau lumea. Așa zicea, pentru așa zicea lumea. La 0-0, ce blat să fie, nu le convenea nici două ediții. Dar au forțat la mine, tot eu eram antrenor. A venit Halagean la mine, la antrenor. Da. Băi, Ioane, bă, nu se poate, mă. Voi la voi, noi la voi, voi noi la noi, că nu se poate altfel. Da. Vă luați banul. Da. Domn profesor, să revenim, o să ajungem și acolo, să revenim la asta. Ați plecat de la Corvinu și Craiova ia titlul, cucerește eventul, semn al derutei în care se aflau și Steaua și Dinamo după Revoluție. Cu antrenor Sorin Cârțu, care era începutul carierei și un antrenor extraordinar. Era extraordinar atunci. Da. De atunci mi-am pierdut tot ce aveam față de el, eram prieten cu el. Da. Mai mic ca mie, dar prieten. Domn profesor, da, dumneavoastră ați fost atâția ani în fotbal și în fotbal la nivel înalt
Știți foarte bine, mai bine decât toți care vorbim despre fotbal, că nicio echipă în lumea asta, niciun campionat, n-a câștigat campionatul doar pe teren. Trebuie să ai și spatele asigurat. Sunt unele meciuri în care trebuie să te ajute și conducerea. Eu am de principiu că trebuie să ai spatele asigurat, dar să nu te vândă nimeni. Nu să cumperi tu. Corect. Atât. Da. Să te păzești de hoți. Da. Asta și vreau să spun. Că a fost haiducie în fotbalul românesc. Haiduci, haiduci. La un moment dat. Dar se depăși momentul. Da. După acest meci cu Craiova, ați ajuns dumneavoastră să fiți suspendat de Federația Română de Fotbal. Culmea. Da, culmea culmilor. Da, culmea culmilor e VF-ul. Îl sunt pe Mircea Santu. Da, președintele Federației. Da. Mircea, uite ce au făcut ăștia. Domnule, eu v-am spus să nu plecați. M-am trimis observator. Noi credem că a fost meci cinstit. M-au chemat la București. Cum de ți-ai permis să... că iau împreună? Federația voia să scoate Craiova campioană. Prin Mircea Angelescu. Care devenise onorific la Federație. Președinte de onoare. Da, factotum. Da. Deci devenise peste tot Mircea Angelescu, care voia Craiova. El da. Avea reminiscențe universitare. Fusese cu studenții comuniști cu studenți, pe vremuri. Și voia să scoate... Dar un mare conducător de fotbal, din bun, ce am auzit. Bun, inteligent, genial. Da. Dar voia să scoate pe Craiova da. Și lucra prin Mircea Sandu, prin Cașa, prin toți ăștia. Probabil prin titlul de campion al Craiovei voiau să și arate un semnal. Uite, domnule, că ne rupem de trecutul da, da, comunist. Da, da, da. Și prin el a băgat pe Craiova să o promoveze campioane și l-a obligat pe Mircea Sandu să înghite tot. Eu nu am fost de înghițit. Mircea Sandu încă era în umbra lui Angelescu, dar se va scutura da, rapid. Da, da. Și apoi, mă rog, da. Da. Așa, și m-au chemat a doua zi, luni, la Federație. Analiză în sala festivă, cu sute de participanți. De o parte eu, de o parte conducerea Covinului, tot prezidiul montat împotriva mea, că n-am dovezi, că de ce ați acuzat și n-aveți dovezi? Păi ce dovezi aveți la meciul de blat? Nu există, nimeni nu lasă dovezi și urme. Și după acea ședință mi-au dat 12 etape suspendare pentru că am părăsit echipa. Da. Și prin asta am favorizat victoria Craiovei. A fost reluat subiectul ziarele vremii, în sportul, în Scânteia Tineretului. Au fost câțiva ziariști care au înțeles ce s-a întâmplat. Nu mai era Scânteia Tineretului, era Tineretul Liber. Tineretul Liber scrisese, cum îi chema? Co-co... Vezi, vechii ziariști am uitat. Nu mi-amintesc nici eu de cine vorbiți. Ok. Da. Bun. Plecați și de la Corvinu și veniți la Poli. În 91 vara veniți la da. Poli, care trecea printr-o perioadă de derută, deși în sezonul ăla 90-91 în toamnă eliminase pe Atletico Madrid în da. Cupa da. UEFA și apoi cu Sporting Lisabona a fost eliminată. Dar în fusese Rădulescu, nu? În primăvara 91 pleacă Neacostică Rădulescu după un mare scandal cu Adi Crăciun. Și rămâne Viorel Vișan interimar. Și dumneavoastră veniți în vară. Acum, dacă nu înțeleg ceva, nu înțeleg retroactiv. De ce se putea certa Costică Vedulescu cu Crăciun? Păi au fost niște chestii cu nu știu ce. Asta nu la pot un să... turneu, la Split, niște... Da, asta nu pot să înțeleg, pentru că ei au fost tot timpul de împreună de aceeași parte a baricadei. Da? Da. Asta n-am știut. Așa. Deci nu știu. Dar trebuie să fi fost o motivație economică superioară. Da, da. Așa. Și 91 veniți la Poli în vară. Da. În vară. Stai că asta a fost frumos în perioada asta. Am început în vară? Da, da. Da. Și a fost va fi un sezon bun. În vară când și veniți cu titulatura de director tehnic pentru că aveați acea suspendare. Da, da, se puteau face manele. Da, sigur. S-au închis ochii la Federație, au știut toți că
N-am făcut nimic, credeau că am făcut numai bine și m-au acceptat ca director tehnic, dar eu conduceam echipa. E sigur, dumneavoastră erați responsabil da, tehnic. Da, puteam să-i spun oricum. Și nu mai știu generația de jucători, 91. Păi, vă spun eu. Jipa a plecat în 91, rămâne Almășan portar. Titi Varga era Tica Andreaș, Crăciun, Ionuț, Stoicov. Da, da. Hai, o poză. Da, o să fie și o poză. Era Oloșutean. Ilcu. Ilcu nu mai era. Fusese picior, dar la era Sorin Vlaicu. Da. Timofte II tocmai plecase atunci la Porto, în vara aia. Nu l-ați prins. Venise Vlaicu, l-adusesem de la... Era Rosenblum. Da. Păi ăștia i-am prins. Acum refac generația. O generație tot așa. Octavian Popescu. Da. O generație bună. Cu... Secund cu Chimiuc. Nea Ghiță Chimiuc. Da. Păi da. Cu Ghiță Chimiuc, cu Chimiuc, e cel mai bine, secund. Și cu care am avut un parcurs bun de cupe. Foarte bun. Echipa termină pe locul 5 în campionat da. Și la finalul sezonului joacă finala Cupei României cu Steaua în regie pe stadionul Sportul Studențesc. Cu prelungiri. Cu prelungiri și penaltiuri. Cu Pițurcă, debutant la Steaua. Ca antrenor. Mi-amintesc. Da. Pe mine mă eliminase în minutul 90, fiată în fază, minutul 90 la 1-1. Scapă de la centrul terenului Rosenblum, singur cu poarta. Îl ajunge în careu Doboș. La Steaua. Tony Doboș. De la Steaua. Îl cosește. În careu. Penalti clar. După regulamentele de atunci, trebuia acordat penalti și eliminare. Eliminare încă nu. Aia se introduce mai încolo. Eliminare. Dar mă rog. Eu așa știu, eliminare. Păi un boiu face meciul, să curgă meciul și dă drumul la fază. Meciul, în momentul ăla, eram pe bancă, mă ridic în picioare și îi stric tare lui Păi un boiu. Adrian, aia și aia și aia. Și îl înjur. El îmi zice așa, știu că m-am dus dinainte de să-mi spui tu. Și am plecat în tribună, la 1-1. Și se ajunge la 11 metri. După ce au avut loc niște ratări... Marcel Băban. Băban, cum eu nu văzusem în carieră. Vă 5 ratări, unul la unul cu portarul. Nu se putea concepe asemenea ratări. Da, dar vedeți că Băban a fost mereu acolo, deci a avut un simț al plasamentului fantastic. Băban a fost un jucător cu un plasament involuntar, favorabil. Deci pe el găsea atacul în poziție favorabilă de finalizare. Unii ajung în aceeași poziție premeditat, intenționat. Alții, întâmplător. El, un jucător, a avut un instinct involuntar. Îl lăsau liber. Și a scăpat de 5 ori și a ratat. La 1-1 se ajunge la 11 metri. Eu, de fiind în teren, fiind suspendat în tribună, au decis ei cine execută loviturile. S-au pus numai fundași. Crăciun, Stoicov, Săracu. Nu mai știu care, Varga, dacă care știa. Și a câștigat Steaua la 11 metri. Da. O cupă pe care o aveam în buzunar. Prin parcursul meciului, prin ocaziile avute, prin joc, prin tot, prin maniera de arbitraj defavorabilă. Așa. A fost o cupă tot cu Steaua, ratată de data asta, pe care o regret. E singurul rezultat pe care îl regret după sute de meciuri în divizia. Da, suntem la final, domn profesor, dar mai avem un minut jumate. Spuneți, vă rog, dacă mai vreți ceva. Deci, în acel meci, după acel meci, câștiga de Steaua, la Sportul era o tradiție. După meci, ești bucuros, ești trist, te întâlnești jos, împreună cu adversarul, la bufetul stadionului, pe care îl înființase Mac Popescu. La bufet... Să nu dați nume de firme de băuturi. Nu, la bufet... Animație mare, agitație multă, general, miniștri, printre care ajung la barul bufetului să iau și eu un pahar și să ciocnesc din învălmășeala aia, involuntar, cu cine? Cu ministrul Apărării Naționale.
care în democrația de atunci se amestecase cu toți. Și venise și el să ciocnească. Să trăiți, domnul ministru, felicitări și dumneavoastră nu nimic data viitoare. Cine e ministru? Nu mai știu cum îl chema. Băi, atât de important era, că nu mai știu cine era în 90 și cât? 92. Ministrul Apărării Naționale. Da. Domn profesor, suntem la finalul acestui episod. Ne revedem săptămâna viitoare. Să ne revedem cu bine și mulțumesc frumos! Cardul de energie este un ajutor cu care se pot plăti facturile la utilități. Pensionarii, pensionarii cu invaliditate, persoanele care beneficiază de ajutor social și persoanele cu handicap, toți cu venituri mai mici de 2000 de lei pe lună, sunt printre cei 4 milioane de beneficiari ai acestui card. Plata se realizează la orice oficiu poștal, direct la poștaș sau online. Apoi veți primi dovada plății și soldul rămas. Media venitului lunar pe membru de familie nu poate depăși 2000 de lei. Mai multe informații pe site-ul mfe.gov.ro sau la telefon 031 9966. Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului. În fiecare vineri, la Timișoara Culturală, cu Tudor Crețu. Încotro ne îndreptăm. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seara. Vrei să cunoști oamenii și poveștile care stau în spatele fotbalului timișorean? Octavian Stăncioiu și invitații săi te așteaptă în fiecare miercuri la Istoria Fotbalului. Fotbal, handbal, performanță, dueluri. Hai în tribuna polisportivă să trăiești intensitatea sportului timișorean. În fiecare luni la Tele 1. Îți place să fii informat? Vrei să știi tot ce se întâmplă în Timișoara? Primești informațiile importante la știrile Teleuniversitatea de luni până vineri cu Caterina Ledrăr. La o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Eu sunt Mihaela Andrea, iar invitata mea de astăzi este doamna dr. Laura Gaiță, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice și lector universitar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara.
Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Doamna doctor, dieta este un termen complex, dar și un cuvânt care se află pe buzele tuturor în această perioadă. V-aș ruga să ne spuneți cum ar trebui să arate regimul nostru în aceste zile când ne străduim să scăpăm de surplusul de kilograme pe care le-am acumulat de sărbători. Cred că primul lucru pe care ar trebui să facem este să nu trecem într-o altă extremă, pentru că sărbătorile și alimentația noastră din această perioadă este deja caracterizată printr-un exces. Important este să nu trecem în cealaltă parte, și anume să avem de data aceasta un aport mult prea mic energetic și din punct de vedere cantitativ și calitativ al macronutrienților și al micronutrienților pe care îl consumăm. Totodată, cred că e important să facem o scurtă precizare legată de activitatea fizică, pentru că tocmai poate uneori trecem în cealaltă extremă și în ceea ce privește sportul, încercând să dăm repede jos kilogramele pe care le-am acumulat în aceste zile. Facem un efort fizic care este mult mai departe, fie de condiția noastră fizică, fie de patologiile pe care le-am putea avea sau de alte caracteristici cu care suntem obișnuiți. Sigur, trebuie să avem grijă că, într-adevăr, dacă am avut un aport excesiv, să încercăm să revenim la normal, la ce-și dorește organismul nostru, și anume să încercăm să venim prin dietă la necesarul pe care îl avem. Și vorbim acum, în primul rând, de kilocalorii, dar sigur apoi și de macronutrienți, adică e important să asigurăm o dietă echilibrată, diversă, care să corespundă cu necesarul nostru zilnic. Da, și totuși, putem considera sportul un aliat de nădejde în această luptă cu excesul de greutate? Cu siguranță. Pe lângă că activitatea fizică reprezintă o parte foarte importantă din consumul nostru energetic, și anume, știm că în primul rând consumăm energie pentru a rămâne vii zi de zi, și anume avem acel metabolism bazal care este foarte diferit de la o persoană la alta, nu doar prin parametrii precum înălțime, greutate, prin, să zicem, condițiile climatice din jurul nostru, dar și în funcție de constituția hormonală și de mulți alți factori, dar avem o parte undeva la o treime în funcție de activitatea fizică, de energie care merge și se consumă prin această activitate. Dacă avem o activitate fizică mai intensă, desigur vom consuma și un număr mai mare de kilocalorii. Dar efectele sportului nu sunt doar aici, pentru că știu că se discută mult că dieta rămâne totuși principalul mod prin care putem scăpa de aceste kilograme în exces. Important este din nou să fie rațională, individualizată și adaptată persoanei despre care vorbim în acel moment, dar activitatea fizică mai are și multe alte beneficii, adică se tot discută despre această rezistență la insulină și sportul ne ajută să reducem rezistența la insulină. Mai mult, știm că activitatea fizică, din nou făcută cu un pătat, cu minte, și anume acel minim de 30 de minute de mișcare de mers pe jos zilnic, ne poate ajuta mult în reducerea bolilor cardiovasculare, în reducerea riscului de diabet zaharat tip 2 și de multe alte probleme de sănătate, începând cu neoplazii, începând la anumite probleme inflamatorii, continuând chiar cu zona de sănătate mentală, de ce nu, unde și-a arătat beneficiile. Din nou, important este să avem grijă să pornim de la nivelul organismului nostru și să mergem mai departe. Orice cantitate de activitate fizică s-a dovedit în numeroase studii în ultima vreme că deja ajută. Și anume, nu contează că nu avem timp de cele 30 de minute, pentru că știm că timpul este uneori o barieră în a face efort fizic, chiar și 5, chiar și 10, chiar și 15 minute ne ajută enorm în reducerea acestor riscuri. Se arată chiar că și întreruperea timpului de stat jos, și anume, nu știu, stăm mai multe ore într-o zi la birou, ne ridicăm câteva minute și deja lucrurile arată mai bine, ca și când nu ne-am fi ridicat deloc. Care sunt cele mai importante recomandări din punct de vedere nutrițional de care ar trebui să ținem seama? După cum spuneam, important este să avem moderația cheia, și anume să mâncăm din toate grupele alimentare câte puțin, pentru că orice aliment, oricât de sănătos, să spunem, îl considerăm în acest moment, dacă îl mâncăm într-o cantitate excesivă, deja devine nesănătos. Totodată, dacă este un aliment considerat poate mai puțin prielnic pentru sănătate, dar îl consumăm mai rar, probabil nu va avea aceleași efecte extreme. Important este, din nou, să avem acces la toate. Sigur, întotdeauna e bine să mâncăm mai multe legume, în principal, și mai multe fructe. Cred că majoritatea dintre noi ne facem vinovați de un consum puțin prea redus. Totodată să consumăm fibre deseori tocmai prin aceste legume și fructe, sau dacă nu, cereale integrale, să mâncăm o proteină de calitate bună, și aici vorbim sigur de surse animale și vegetale, și de regulă recomandăm să se consume din ambele tipuri de proteine,
în special o proteină mai slabă. De regulă avem în topul nostru poate peștele printre principalele surse, alături de alte surse de carne slabă, precum carnea de pasăre, în general fără piele pentru că este o porțiune mai mare de lipide, și totodată putem asocia, de exemplu, alte proteine animale care sunt complete, o sursă bună de toți aminoacizii care ne sunt utili în proporția corectă, precum lactatele sau oul. Totodată să nu uităm de sursele vegetale de proteine pe care cu siguranță le recomandăm. Tipic, dieta pe care o recomandăm pentru sănătate ar fi dieta mediteraneană sau de tip mediteranean, în care tocmai pe lângă toate aceste lucruri pe care le-am menționat anterior, și anume să încercăm să mâncăm legume, fructe, poate grăsimile să le luăm din uleiul de măsline față de alt tip de ulei, în care avem grijă la modul în care preparăm alimentele, avem totodată o grijă și la modul în care le consumăm. Adică, de regulă, poate sărim la lucru care ne este cel mai la îndemână, aproape, și aici, de fapt, și dieta mediteraneană ca și concept înseamnă să ne luăm puțin timp pentru alimente și să le savurăm cu plăcere. Oricum, orice schimbare drastică a dietei noastre nu aduce beneficii. Va trebui să facem mici schimbări care ni se potrivesc, că de aceea o dietă fixă pe care o primim de undeva, pe care o citim, pe care poate are un cunoscut de-al nostru, nu ni se va potrivi, nici dacă, de exemplu, nu avem o patologie, situație în care categoric e nevoie de ceva care să ni se potrivească analizelor și investigațiilor pe care le avem. Dar de acolo e recomandabil oricum să începem să facem mici schimbări de stil de viață, nu dietă. Legat poate de ronțăiel și de gustări, e important totuși să păstrăm o perioadă în care să nu consumăm nimic între mese. Această perioadă de post, chiar dacă nu vorbim neapărat de o dietă de tipul postului intermitent, deja ne ajută ca alimentația să meargă mai bine, totodată secreția de insulină să fie îmbunătățită și lucrurile deja merg către un prognostic mai favorabil. Deci, din start, încercăm să respectăm această perioadă între mese fără gustări pe cât posibil și, sigur, dacă avem nevoie de ele din vari motive, fie probleme de sănătate, fie pur și simplu obișnuință, pentru că știm că cum suntem obișnuiți, mai ales de mici, mai ales de acasă, ne influențează foarte mult tiparele ulterioare, putem lua gustări cât timp și acestea se încadrează în anumite limite. Nu știu, poate un fruct, poate un iaurt, poate ceva mai ușor, nu neapărat ceva, care poate ar fi un biscuite sau o gustare gata cumpărată, care, din păcate, de multe ori are asociate mai multe ingrediente nedorite. Cât de important este să apelăm la un specialist în vederea realizării unui plan nutrițional, dacă dorim să ajungem la greutatea ideală? Este foarte important. Dacă nu avem încredere în persoanele care lucrează zi de zi cu acest lucru, practic în cine să avem încredere? Din păcate văd că aceasta este uneori dirijată către anumite persoane care oferă sfaturi nepotrivite pentru, să zicem, o parte mai mare a populației pe internet, de exemplu, devenită o resursă din ce în ce mai utilizată, din păcate, deși, într-adevăr, surse credibile există și acolo. Tocmai de aceea avem la dispoziție specialiști cu care cu asta se ocupă. În general, orice problemă am avea, nu de sănătate, mergem la cei care se pricep la acest lucru, care au petrecut ani de educație în acest domeniu. De exemplu, avem în primul rând medicii, nu specialiști în nutriție, boli de metabolism, în care pacienții care au și diverse alte asocieri comorbide pot să vină și putem găsi împreună soluția potrivită. Avem totodată, să nu vorbim de alt oraș, chiar de Timișoara, de dieteticieni. Adică în 2020 s-a format la nivel național Colegiul Național de al Dieteticienilor și avem Facultatea de Nutriție și Dietetică, de unde e specialiști în domeniu. Astfel încât avem foarte la îndemână aproape de noi specialiști, astfel încât putem să apelăm cu mare încredere la ei pentru a găsi soluția pentru noi. Pentru că suntem diferiți, poate ne place, poate nu, dar acest lucru ne face unici. De aceea trebuie găsită soluția nu doar în funcție de analize sau de patologii, adică poate două persoane care se potrivesc perfect la analize și la alte patologii ca diagnostice, poate nu au aceeași dietă, pentru că unii pot să aibă intoleranțe. Toți avem anumite preferințe și anumite obiceiuri și noi nu vrem să schimbăm radical aceste lucruri, ci doar să le ajustăm unde este nevoie. Da, atunci când ne referim la controlul greutății, contează mai mult numărul de calorii sau sursa acestora? Ambele. Cred că este o întrebare capcană, pentru că este foarte importantă și cantitatea. Fie că vorbim de kilocalorii, fie că vorbim de glucide, lipide, proteine ca și macronutrienți, plus să nu uităm de vitamine, minerale și consumul de apă, pe care deseori recunosc că îl cam omitem, dar și calitatea. Deci contează și
câte, dar să zicem 1000 de kilocalorii dintr-o alimentație de tip fast food categoric nu o să fie similară cu 1000 de kilocalorii dintr-o altă alimentație. Deci de aceea trebuie să vedem, să și aducem aportul energetic de care organismul nostru are nevoie, pentru că zilnic avem nevoie fiecare dintre noi și în funcție de zi, deci diferă categoric și de activitatea pe care o facem, dar și de calitatea alimentelor, astfel încât alegem două surse. Și similar, un gram de proteină nu este echivalent, depinde de alimentul de unde îl luăm. Tocmai de aceea e important să găsim varianta potrivită pentru noi, să mâncăm din toate grupele alimentare pentru a avea toate lucrurile gata asigurate. Din păcate, de multe ori avem impresia sau există vreo tendință că un anumit aliment este foarte sănătos sau foarte nesănătos. Din păcate, dovezile nutriție sunt mai dificil de obținut, tocmai de aceea important este să ne asigurăm că ce știm sigur că face bine, și aici revin la legume, la cereale integrale, la consumul de fructe și la aportul de proteină de calitate bună, este important să se facă. Obezitatea reprezintă o problemă de sănătate complexă. În acest context, v-aș ruga să ne spuneți cât de mult contează echilibrul nostru psihoemoțional. Extrem de mult. Se discută tot mai mult despre mai mulți factori care contribuie, de fapt, la starea noastră de sănătate. Discutăm uneori că un stil de viață este constituit și clasic, avem în minte dieta, activitate fizică, să zicem consumul de alcool și fumatul care ar trebui oprit, dar deseori ne oprim aici cu lista. Cu toate acestea mai intervin câțiva factori foarte importanți care sunt tot mai des incluși în noile ghiduri de specialitate. Și anume vorbim aici de sănătatea mentală în sine, care joacă un rol cheie și care categoric ne influențează starea de sănătate. Nu putem vorbi despre o stare de sănătate chiar dacă toate analizele sunt bune, chiar dacă nu există alte patologii, dacă sănătatea mentală sau emoțională nu este prezentă. Tocmai de aceea trebuie să încercăm să trecem de anumite, poate, prejudecăți pe care le avem legate de sănătatea mentală și să încercăm să ne ocupăm și de aceasta. Și totodată somnul este foarte des inclus sau relaxarea, pentru că, nu, știm cu toții, reprezintă o parte foarte importantă a vieții noastre și un somn de o calitate proastă ne poate afecta foarte mult, nu doar a doua zi, dar și comportamentele. Dacă avem un somn de calitate proastă, de durată mai scurtă într-o noapte, cu siguranță că ziua următoare nu vom fi atât de activ fizic, încercăm să facem toate lucrurile la minim, fără să mai depunem efort și totodată nu depunem atâta gândire și nu ne preocupăm atât de mult de alimentație. Știm că o carență de somn se însoțește cu o dorință și poate o poftă de mâncare mai mare de a mânca alimente care ne țin în priză, alimente cu un conținut energetic foarte mare, care imediat să ne dea energia de care avem nevoie. Și din păcate, dacă acest lucru se perpetuează pe durată lungă, și aici va crește riscul de obezitate. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, alți factori esențiali pentru menținerea unei greutăți corporale normale? Cu siguranță tot ce am menționat anterior, și anume să avem un stil de viață sănătos, să avem grijă, nu să zicem o zi nu poate fi definitorie pentru toate aceste caracteristici. Dacă am mâncat mai nesănătos într-o zi, nu înseamnă că de atunci încolo, gata, ne-am stricat stilul de viață. Din contră, important este ce facem în majoritatea zilelor, care sunt micile gesturi care vor contribui, de fapt, la tabloul complet despre care vorbim. Să avem această alimentație, să facem mișcare, chiar și puțină, după cum menționam, ideal minim 30 de minute de activitate fizică moderată, adică un mers pe jos, puțin mai alert, într-un ritm în care să putem vorbi în continuare și în care să putem întreține o conversație, dar totuși nici prea lent, în care doar să admirăm peisajul, de exemplu, cu somnul de calitate, cu oprirea fumatului, cu un consum maxim moderat de alcool, dar și acesta este permis, nu recomandat în anumite măsuri și totodată să avem grijă de sănătatea noastră psihoemoțională și de relaxarea pe care o avem. Foarte mulți dintre cei care se confruntă cu un exces ponderal apelează la diverse suplimente în speranța că vor atinge greutatea ideală și imaginea perfectă într-un timp cât mai scurt. Care ar fi neajunsurile acestor tipuri de alegeri? Din păcate, cred că tema aceasta de suplimente alimentare este una extrem de controversată. Cu toții, sigur, am prefera o soluție miraculoasă prin care lucrurile se pot rezolva de la sine, kilogramele acumulate,
nu doar în câteva zile, pentru că acestea dispar repede, dar în stilul nostru de viață de ani și zeci de ani, se pot din nou evapora în timp de câteva zile fără alte efecte adverse. Din păcate, acest lucru nu există. De regulă, nu recomandăm utilizarea de suplimente alimentare. Cui nu are carențe și cui cu siguranță nu are nevoie de ele, pentru că sunt situații și situații în care avem diverse deficite de electroliți, de vitamine și cu siguranță va fi nevoie de administrarea unui supliment. Cu toate acestea, cele pentru scăderea ponderală, din păcate, nu și-au dovedit eficiența. Se realizează studii și, din păcate, suplimentele nu au în spate atât de multe cercetări ca și, de exemplu, alte preparate farmacologice care au ani și zeci de ani de cercetări în urmă. Din păcate, din cele care sunt disponibile, ca suplimente mă refer, aceștia nu s-au dovedit efectele de scădere ponderală în siguranță. Foarte important, pentru că de multe ori se utilizează preparate care, deși poate sunt naturale, sunt din plante, nu au efecte bune asupra organismului. Nu tot ce este natural este bun. Asta este un prim mit, să spunem. Totodată avem într-adevăr medicație care se poate utiliza. Au apărut în tratamentul fie al diabetului zaharat tip 2, fie al obezității, în special dacă sunt și anumite comorbidități, preparate farmacologice care au efecte bune pe scădere ponderală, s-au dovedit și alte beneficii, dar important este să fie administrate de către medicul specialist. Pentru că totuși sunt medicamente și înainte de a începe orice tratament farmacologic, e important să facem un bilanț complet al analizelor de laborator, alte investigații sau consulturi interdisciplinare pentru a vedea dacă acel preparat este într-adevăr potrivit pentru pacientul nostru sau nu. Există pentru situații extreme și chirurgia bariatrică, chirurgia metabolică de reducere a kilogramelor, care din nou se recomandă în anumite condiții, nu la doar câteva kilograme în plus și se recomandă intervenția. Toate acestea și legătura cu medicul chirurg, dacă e nevoie, o ținem noi interdisciplinar. Deci, în primul rând, dacă cineva se confruntă cu aceste probleme de exces ponderal, e important să meargă la un specialist care va vedea dacă sunt necesare. Pot fi necesare și se pot rezolva dacă se potrivesc pacientului. Dar oricum, vestea este că fundamentul, ce este important și dacă se utilizează medicație și dacă se face o intervenție chirurgicală, deci atunci nu exclusiv, și este modificarea stilului de viață. Fără o dietă, din păcate, nu vor funcționa nici celelalte intervenții care pot să fie adjuvante. Ați pronunțat mai devreme cuvântul mit și aș vrea să vă întreb care sunt cele mai frecvente mituri și idei preconcepute pe care le-ați auzit în legătură cu nutriția. Aici, din păcate, sunt foarte multe și este un domeniu, să spunem, ofertant. Adică, poate aș vorbi, în primul rând, de diferența, totuși, dintre mit și dovezi. Pentru că, într-adevăr, unele lucruri pe care poate le considerăm acum mai evidente, dar fără dovezi, ar putea deveni peste câțiva ani un mit sau viceversa. Pentru că, din păcate, dovezile nutriție, după cum spuneam puțin mai devreme, sunt greu de obținut. Dacă, de exemplu, la un preparat farmacologic putem vedea ce se întâmplă dacă îl dăm sau nu, este foarte dificil să evaluăm într-un mod extrem de obiectiv care este alimentația unei persoane. Poate și fără să vrem, uităm de câteva ciugule, de câteva alune în plus pe care le-am luat în drum spre bucătărie și nu mai suntem atât de deschiși în legătură cu alimentația, chiar fără să vrem. Uităm pur și simplu de ele. Deci de aceea este foarte important să avem lucruri dovedite și nutriție încep să fie într-adevăr din ce în ce mai multe lucruri ferme. Spre exemplu, dieta mediteraneană care ne ajută foarte mult în prevenția bolilor cardiovasculare, în prevenția anumitor tipuri de cancere, în prevenția diabetului zaharat de tip 2 sau totodată consumul mai bogat de legume și de fructe care iar este încurajat sau consumul de pește. În schimb, dintre mituri care până acum nu și-au dovedit, să zicem, eficacitatea, sunt acele combinații. Se interzice combinația dintre cartofi și carne sau alte tipuri de combinații care până în prezent nu și-au dovedit într-adevăr eficiența și, din contră, dacă sunt ținute într-un mod extrem, ar putea duce la dezechilibre. Alte, să zicem, mituri ar veni în legătură cu anumite preparate care sunt consumate sau anumite suplimente sau anumite ingrediente care, dacă sunt consumate sau adăugate sau luate pe stomacul gol, știți dumneavoastră, sunt multiple, în fiecare săptămână, lună apare, să zicem, o altă idee despre un alt ingredient, nici aceștia nu s-au dovedit. Cât timp avem o alimentație cât mai diversă, cât mai adaptată necesarului nostru, lucrurile merg bine. Totodată spuneam de suplimentele alimentare, la fel, din păcate majoritatea nu și-au dovedit eficiența,
dacă pacientul nu are anumite comorbidități sau carențe. De aceea e important să le diagnosticăm pe acestea la medic. Poate într-adevăr este nevoie de unele dintre ele. Totodată de momentul în care luăm mesele și tot așa de diverse asocieri. Și sincer să fiu, cred că lista poate să continue sau, de exemplu, utilizarea din nou excesivă a anumitor substanțe luate tocmai pentru a ne crește nivelul de energie, care din nou uneori ar putea să fie dăunătoare. De ce credeți că există atât de multă confuzie în ceea ce privește nutriția, dietele și legătura acestora cu sănătatea? Cred că parțial tocmai pentru că e greu să dovedim anumite efecte benefice sau, din contră, să infirmăm sau să arătăm că o anumită dietă este asociată de riscuri și pentru că poate majoritatea celor care încearcă diete sunt persoane tinere care nu au alte afecțiuni și la care, din fericire, organismul merge bine, fie că avem o idee extremă sau nu, care sigur nu se dorește a fi menținută. Totodată pentru că sunt anumite teorii în spate, din păcate nedovedite, care sunt popularizate în diverse medii, în special de social media, vorbim aici fără să aibă dovezi în spate, și totodată pentru că se pare că anumite persoane prezintă o încredere mai mare decât poate personalul medical și multe persoane preferă o soluție rapidă, fără prea mult efort, care să, din nou, să anihileze tot ce a fost rău în ultima perioadă, fără să se întâmple alte efecte nedorite. Deci tocmai poate prin abundența de soluții pe care o avem prin acest marketing poate exagerat al unor lucruri și prin diversitatea surselor mai mult sau mai puțin credibile, de obicei foarte ușor asociate unele lângă altele pe internet, fac ca lucrurile să devină neclare. Da. Și acum v-aș vrea să ne spuneți, referitor la aceste suplimente miraculoase, care ar fi riscurile dacă luăm mai multe odată, în speranța că putem slăbi într-un mod foarte rapid? Din păcate, fiecare dintre ele e însoțită de anumite efecte pe care ar putea să le aibă. De generalizat e puțin mai greu, ar putea să fie tulburări, de exemplu, la nivel electrolitic. Unele dintre ele au o anumită balanță și la un moment dat pot să apară dezechilibre în ceea ce privește ionii în sine, din organism. Totodată pot să apară modificări efectiv prin supradozaj. Practic, chiar și o vitamină, dacă nu este luată cum trebuie, poate să fie supradozată și pot să apară efecte prin această cantitate excesivă de vitamină luată. Mai ales dacă vorbim de cele liposolubile care nu se elimină în exces prin pur și simplu solubilitatea pe care o prezintă acestea. Totodată ar putea, chiar dacă sunt naturale, să vină însoțite de anumite efecte negative. Unele dintre ele poate ar putea să aibă zahăr sau îndulcitor și că acest lucru este extrem de nociv la persoanele cu diabet zaharat. Deci sunt multe lucruri care ar trebui luate în considerare. De aceea recomandăm această consultare cu un medic sau un alt personal din domeniul medical, precum dieteticienii. Da. Doamna doctor, vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, cât și pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru bucuria de a ne fi urmărit. Până data viitoare, toate cele bune!